Aici. Deci, dispuneți să dea pe mașină, să te lupați. Și-o suferiți cu bani? Da, da, s-o suferiți. Și toți din mașini, să vedem. Da, să dea Dumnezeu să fie cu noroc. Astăzi, zic bine, data de 31 august 2019, la orele 14, deschidem oficial traseul de la Parcul Dendrologic și până la Părău Adânc, cum spunem noi, teren care timp de 6 ani de zile ne-am judecat cu Direcția Silvică a județului Bacău și acest drum se află în proprietatea Unității Administrativ-Teritoriale Dofteana, în baza unei hotărâri definitive și irevocabile. Alături de mine se află domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Silviu Cravăț, cu sprijinul Consiliului Județean, a Prefecturii, cu sprijinul Guvernului României am obținut acest teren și totodată am făcut studiul de fezabilitate, proiectul pe care îl vedeți, modernizarea drumului prin asfaltare și rigole pietonale, inclusiv un pod la Părău Adânc. Nu știu dacă visa cineva ca acest traseu zis turistic vreodată să aibă și asfalt. Îmi doresc acest drum să facă legătura, așa cum se vede, cu calea Nemirei, pentru că și strada i-am dat această denumire. Am introdus conducta de apă potabilă, dar mai durează un pic și vom avea și apă potabilă pe acest traseu. Îmi doresc ca cetățenii din Dofteana și nu numai să-și construiască case, să-și construiască restaurante, pensiuni, pentru că e o zonă turistică și vreau să deschid această zonă fiind benefică pentru toți cei care doresc să tragă o gură de aer curat, rarefiat în localitatea noastră. Deci, încă o dată, repet, începând cu data de astăzi, este deschis acest drum oficial. Aveți și dumneavoastră, haideți să mai dau cuiva.
Cine a muncit cel mai mult la acest proiect? Nu, nu mă primă. Doamna secretară, unde? Domnul de acolo, dați-mi pic. Domnul de acolo, dați-mi pic. Domnul de acolo, nu m-a pe capul meu ăsta tot timpul. Mi-i dat un pic sau am amintire. Da? Da, vreau să am amintire. Declarăm intravilan, nu? Tot terenul. Este declarat intravilan în fugul localității, deci se poate construi până în marginea pădurii și în partea cealaltă până în marginea apei. Acest proiect urbanistic general, am lucrat la el cu juristul Toma Băuriță și te rog frumos să vii încoace, așa, este deschis și puteți construi. Se numește teren intravilan. Da. Oricând se poate construi. Da. Am muncit foarte mult acele case pe care le vedeți în capăt, acolo la Părău Adânc, niciuna nu era intrată în legalitate, nu avea autorizație de construire și nici nu avea declarate pe propria răspundere la unitatea administrativă teritorială să plătească impozite. Astăzi, dumneavoastră, plătesc impozite la fel cum plătește orice cetățean din Dofteana, iar de acum încolo poate să construiască oricine. Îmi amintesc că în urmă cu un an, la inundațiile din anul 2018, casele de aici, din partea asta, de la Isachi și ceilalți, erau sub ape toți. Anul acesta personal am participat atât ziua cât și noaptea când au venit apele mari, deci n-aș putea să vă spun decât numai apa de la ploaie care a fost în curtea dumneavoastră. Restul a fost dirijată prin regulă de scurgere a apelor. Haideți, dacă toți suntem în număr atât de mare, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit. Din partea noastră, felicitări! Mulțumim mult! Felicitări! Mulțumesc frumos! Urmează să sfințim, întrucât am invitat preotul paroc din zonă, părintele David Isache. Apoi, în această coloană, așa cum ne aflăm noi, mergem până în lunca trotușului. Acolo, noi astăzi vom avea un program destul de amplu și o să vedeți și dumneavoastră ceea ce nu a fost în Dofteana niciodată. Astăzi vom premia acele cupluri care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Astăzi vom premia acești copii care au ieșit șef de promoție la toate cele 4 școli din localitatea noastră. Astăzi vom premia cei 25 de militari care au luptat în teatrele de operații în Afganistan, Kosovo și Irak, cetățeni din localitatea noastră conduși de colonelul Vasile Vremi. Părinte, dacă vreți, de acum încolo ne mutăm în partea cealaltă. Binecuvântat este Dumnezeul nostru întotdeauna cu sucurile și vecii vecilor. Amin! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate și Sfântului de Domnul, slavă ție, 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 Sfântului de Domnul, ne plătește spate în tine final binecaltă și ne vește bunele sufletele noastre. Fiindcă Dumnezeule Sfântătoare, Sfântul de Moarte, miliește-ne pe noi. Fiindcă Dumnezeule Sfântătoare, Sfântul fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Fiindcă Dumnezeule Sfântătoare, Sfântul fără de Moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, plătește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșilor noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cer rău. Că Tăi este împărăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pace Iisus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea la toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime, cea întru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de aici de pretutindeni, pentru mai mare orașelor și ai satelor, pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze și să se sfințească drumul acesta și toate drumurile
și șoselele țării, cu puterea, cu lucrarea, cu harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pre noi înșine, unii pre alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, toată slava, cinstea și închinăciunea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai binecuvântat călătoria fiilor lui Israel în drumul pe care l-a făcut după ieșirea din Egipt, ziua mergând înaintea lor în stâlp de nori, iar noaptea sub chipul unui stâlp de foc, luminându-le calea ca să poată merge nevătămați ziua și noaptea. Cel ce ai binecuvântat drumurile patriarcului Avram din Canaan spre Egipt prin Betel, pe cele ale lui Iacov spre Mesopotamia și al lui Daniel la aducerea chipotului lege din cetatea lui Iuda în cetatea sa. Te rugăm, binecuvintează drumul acesta cu venirea Duhului Tău cel Sfânt și ferește-l de ape, de stricăciunea vremii, de cutremure, de tot felul de dezastre și de asemenea binecuvintează pe toți cei care s-au ostenit la construirea acestui drum. Binecuvintează Tu care ești calea, adevărul și viața pentru rugăciunile apostolului Tăi Luca și Cleopa împreună cu care ai călătorit după ieri spre Emaus. Pe toți cei care vor călători și pe drumurile acestea, precum l-ai binecuvântat pe Tobie cu înger împreună călător spre Raghișul Mediei și să nu se depărtezi după negrătatea milostivire. Sporește-le după marea ta putere de grijă și de atenția călătorilor pentru a fi culoarea minte la calea pe care umblă, ferindu-i de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, de zi și de noapte, de calea care duce la peire, de accidente, de moarte, de practică. Fă-i să umble precum Tobie pe căile adevărului și ale dreptății, ca astfel umblând să dobândească bucuria pe care au avut-o martii de-a răsărit atunci când au aflat pe pruncul Iisus și pe apostolii Luca și Cleopa, cărora în drumul lor spre Emaus vi s-a descoperit cele scrise începând de la Moise despre iubitul Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Pomenește, Doamne Dumnezeul nostru, pe toți cei care au construit drumul și soțiele în țara noastră și care au dormit într-o nădejde a învierii și vieții veșnică, dar și pe cei morți în tot felul de accidente și așează în împărăția cerurilor după faptele și credința fiecăruia. Că ție se cuvine să ne miluiești, să mântuiești pe noi Hristoase, Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește drumul acesta prin stropirea cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se binecuvintează, să se sfințește drumul acesta prin stropire cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează, sfințește drumul acesta prin stropire cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubește-ne pe noi, Dumnezeu, într-o mare mila Ta. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatului, Dumnezeu Ioan, Victoria,
Ionuț, Violeta, Rebeica, Sofia, Ștefan, Mirabela, Arianda, Ștefania, Rareș, Dana, Mariana, Mihaiță, Nicușor, Gheorghiță, Mihai, Florin, Mihai, Sebastian, Vasile, Gheorghe, Ion, Nicolae, pe toți cei care au trecut pe drumul acesta, pentru ca să-i se ierte lor toată greșeala cea de voi și a fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să trimite binecuvântarea sa asupra drumului acesteia și asupra celor care călătorește și vor călători pe el și pe Îngerul tău cel milostiv ca să-i păzească toată răutatea văzutelor și nevăzutelor vrășmași, să-i povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune, spre împlinirea Sfintelor Poruncii lui Hristos, să dăruiască sănătate, zile îndelungate, întru toate să-i îndesuleze, pentru aceasta ne rugăm, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși și robii tăi și ne miluiește! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu este, slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru! Nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacucernice Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și viața Sfăcătoare Cruci, cu rugăciunile Sfinților și întălăudatul Săi Apostol și a tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin! Felicităm domnul primar și Consiliul Local pentru toate realizările care s-au făcut în comuna aceasta și așa se cuvine și așa se frumos, pentru că, iată, s-a deschis acest nou drum, să-i le cântăm și mulți ani trăiască tuturor. Domnule primar, Consiliul Local, tuturor celor care s-au implicat la construcția acestui drum, le dorim sănătate, cu zile îndelungate, cu pace, cu bună sporire în toate, păzindu-i, rugăm pe Dumnezeu să-i păzească într-o mulți, fericiți și binecuvântați ani, mulți ani trăiască tuturor! La mulți ani cu sănătate, Părinților noștri, Doamne, Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și mântuiește pe noi. Amin. Amin. Doamne, ajută-te. Dacă vreți să vă apropiați numai un pic, cred că ați observat, anul acesta avem multe, foarte multe investiții, deci am împărțit un buget, sau cum să vă spun, am avut onoarea să împart un buget de 10 miliarde în primăvara anului acesta și deci anul acesta vom avea multe investiții. Săptămâna viitoare, joi și vineri, se va asfalta până în drumul național de la Poarta Țărnei, că am asfaltat de la Mihai Taraș până la Poarta Țărnei, iar joi și vineri se va asfalta de la Poarta Țărnei până la Mihai Crețu, unde ieșim în drumul național. Peste o săptămână ne apucăm aici la pod la Mihaiaș, unde vom profila și vom moderniza acest drum. Sper ca în 3-4 săptămâni să avem asfalt și hăgheacul aproape tot. În cel mai scurt timp ne apucăm de drumul de pe Valea Codrului, de la Ion Cojocară și până la Bujor Constantin, pe o lungime de 715 metri, iarăși și acolo asfalt, inclusiv cele trei poduri pe care le-am construit în anul 2019. Cu trei zile în urmă, dacă nu mai înșel, 26 sau 27 luna aceasta, am dat ordinul de începere a lucrărilor din drumul național, care face legătura peste podul de la Larga, pe la Părculeț, podul de la Larga, pădurea care duce la Berzunț, aproape 4 km cu două poduri construite. Deci anul acesta vom mai face acolo la Larga două poduri și odată cu lăsarea vremii răcoroasă, probabil vom lucra la gabioane. Uitați că timpul a trecut, mandatul meu al treilea se sfârșește. Mai am doar 10 luni până la următoarele alegeri, îmi doresc să fiu sănătos și dumneavoastră alături de mine. Cu ajutorul Dumnezeu vom vedea ce se va mai întâmpla și la anul. Rog pe colegii mei consilieri ca nimeni dintre cei care sunt astăzi prezenți aici
știți că e o vorbă la noi, să nu plece cu gura rece. Vă rog să-i serviți pe toți cei care sunt prezenți. Doamne ajută! Doamnele noastre, Vionela, nu s-a Să vedeți,